Zeci de oameni care au vrut să experimenteze senzații tari au mers încă de la primele ore ale dimineții pentru a face o plimbare cu balonul cu aer cald. Începând de astăzi și până duminică, localnicii și turiștii care ajung în Oltenia vor putea admira peisajul de la o înălțime până la 1000 de metri. Costurile sunt însă pe măsură. Cei care sunt dornici să experimenteze o astfel de experiență trebuie să scoată din buzunar 800 de lei. 10 baloane cu aer cald au fost amplasate în localitatea Bratovoiești-Dolj, o zonă special aleasă pentru zbor datorită priveliștii superbe de aici. Încă din prima zi, foarte mulți turiști au ajuns în zonă, nerăbdători să trăiască senzații tari la înălțime. Sunt din Brăila și de când am văzut pe Facebook că vor fi baloane pe cer, m-am gândit să zbor. Este la sfârșitul lui august, începutul septembrie. Pe 3 septembrie e ziua mea și mi-am dorit tot timpul să zbor cu balonul de ziua mea. Venim de la București. Așa. Eu sunt nativ oltan, braiovean. Așa. Ea locuiește în București. Și am zis că e un eveniment destul de rar la noi și merită experimentat. E o experiență care nu o trăiești foarte des. Proiectul Aventura Baloanelor are ca scop promovarea turismului din zona Olteniei. A început această aventură nebună și frumoasă a baloanelor cu aer cald. Este primul eveniment de acest gen din sudul României, aflat la a doua ediție. Avem 10 baloane în dimineața aceasta și pe parcursul celor 3 zile aici la Bratovoiești, lângă Craiova, pe malul lacului Giormane. Un peisaj deosebit și cu oameni care își îndeplinesc visul acela de a zbura cu un balon cu aer cald. Iată, este posibil și în România și chiar aici, lângă Craiova. Senzația din timpul zborului merită toți banii, spun cei care au trăit această experiență unică. Datorită concursului organizat de dumnealor, am fost câștigătoarea acestui concurs. A fost totul minunat. Am avut puțin adrenalină deasupra apei, am crezut că gata, dar s-a dovedit că piloții au fost foarte buni și totul a fost super. Cei care vor să repete experiența pot trece chiar la alt nivel și se pot înscrie la școala de pilotaj. Sunt o alintată, toți colegii mei mă susțin și am fost primită cu brațele deschise în lumea piloților. Mai ales fostul meu instructor Mihai Ilie, Mugurel Ionescu de la Autoritate, Dan Chiriac de la Aeroclub au fost principalii susținători și le mulțumesc mult. Este greu? Este greu, greu e relativ, este frumos. Aventura Baloanelor este primul festival al baloanelor cu aer cald din regiunea Olteniei.